Zeci de copii părăsiți de părinți în casele de tip familial din Giurgiu sau găzduiți de Centrul de Copii și Tineret Sfântul Ioan Valahul au avut parte de o surpriză plăcută din partea Episcopiei Giurgiului. La mansarda Centrului Eparhial s-a desfășurat a cincea ediție a concertului de colinde Iată vine Moș Crăciun, iar cei care au colindat au fost grupul Vlășcencuțele de la școala numărul 8 și corala seminarului Teoctist Patriarh din Giurgiu. Priza acestei ediții a concertului de colinde a fost interpretarea la chitară a consilierului eparhial Popa Edmond Nicolae, care a smuls ropote de aplauze de la micii oaspeți. Fecioara Maria, în viflanim cetate, călătorim sosea, în viflanim cetate, călătorim. Aproape de final, mansarda centrului eparhial a răsunat de glasurile celor mici care au cântat în cor poate cel mai cunoscut colind românesc. Iată că la final copiii, care au fost foarte cuminți și foarte atenți în timpul acestui concert, au primit din partea moșului care a venit, Moș Crăciun, au primit daruri, au primit dulciuri, fructe și sigur că este o mare bucurie, bucuria se simte acum, îi auziți pe copilași și sigur că nădăjduim ca și pe viitor să continuăm și să avem și mai multe activități aici la acest centru pentru copii și tineret Sfântul Ioan Valahul. Și pentru că moșul este darnic în fiecare an, copiii au primit daruri din partea episcopiei care au constat în dulciuri și alimente.